dată nou. Știu să fac și treabă, până am fost foarte populară. Eu de lei făcând din nou. Chiar dacă sunt urmă, zic colegii mei de clasă, n-am haine de firmă, wow. Și eu zic, nu bine, uite, ești așa frumoasă. Când lei arde de așa. Acum de la cost se trec la carte sănătoasă, eu de lei la școală, no. Acum la oraș n-o cică de să fii cochetă, eu nu știu ce ai zău. Și la discotecă și pe stradă, la terasă, eu de lei frumoasă, no. Era la urele, era la urele, era la urele, eu ca la țară, nu vine. Mi-a plăcut foarte mult vocea ta și eu cred că ești o fată ambițioasă, pentru că Ardelean Show nu este o piesă ușor de cântat, în niciun fel. Iodelurile nu ți-au ieșit perfect, voi fi cinstită. Dar pentru că am spus că eu cred că ești ambițioasă, sunt chiar convinsă că vei munci să le faci perfect, pentru că chiar merită. Totodată am simțit o ușoară nazalitate. Nu știu dacă este stilul tău de cântat sau poate erai răcită. Dar poate cel mai important lucru de menționat ar fi intonația. Mare, mare, mare grijă. Trebuie să cântăm curat intonațional. Este foarte, foarte important. Și apoi, ca să spun totul până la capăt, și atitudinea. Știu, asemenea piesă, Ardelean Show, trebuie cântată cu un pic mai mult piper, pentru că, da, este o piesă destul de cool, știi? Nu e o piesă plictisitoare. Toate în timp. Le pun pe seama lipsei de experiență. Și uite, așa ne facem experiența. Felicitări, succes în continuare și spor la studiu! Maria Roberta Iacap, 14 ani, drobeta Turnu Severin, Ardelean Show. Very nice, foarte faină alegere. Ești o fată frumoasă foc, ești foarte elegantă în tot ceea ce faci. Atenție la intonație, ești ușor sub ton, dar asta cred că ține și de încăperea în care ai cântat și de faptul de cum te-ai auzit pe scenă. Se mai întâmplă, nu e atât de grav. Ai fost constant în ceea ce ai făcut. Admir yodelul și tehnica de yodeling. Ilinca Băcilă este iubirea mea în acest domeniu. Puteai să fii mai dinamică puțin, mai ales pe zonele instrumentale, unde chiar n-aveai ce face pe scenă și puteai să dansezi și tu un pic mai mult. Puteai să fii și mai teatrală, mai exagerată în expunerea poveștii tale.
Da? Și pronunția mult mai ardelenească, tu la doamne, să putea liniștit. Ai fost o rafinată șofinuță, da? În rest, foarte fain, felicitări și succes pe mai departe. Maria Roberta Iacab. O interpretare corectă a acestei melodii pe care tu ai ales-o în acest concurs, dar puțin reținută. Ar trebui să fii puțin mai veselă, puțin mai actriță în această melodie. Aștept următorul videoclip să văd că ești puțin mai veselă, puțin mai prezentă și o comunicare mai bună cu publicul. Succes!